Casa Județeană de Pensii Hunedoara îi anunță atât pe actualii pensionari cât și pe viitorii beneficiari de pensii că, odată cu intrarea în vigoare a legii numărul 9/2023, denumită și legea dosarului Cușină, a fost eliminată obligativitatea prezentării sau depunerii de către beneficiari a copiilor a unor documente. Acestea vor fi realizate gratuit de către funcționarii Casei de Pensii Teritoriale. O altă măsură de digitalizare la nivel administrativ aplicată recent de Casa Județeană de Pensii Hunedoara este instalarea de POS-uri atât în sediul din Deva cât și în cel de la Petroșani. Legea numărul 9/2023, care prevede obligația tuturor instituțiilor publice de a copia în regim propriu documentele care se prezintă în original la ghișeele de relații cu publicul, pe de o parte, pe de altă parte, de a accepta în format electronic toată documentația care se transmite de către solicitanți în vederea acordării prestațiilor de asigurări sociale. Există mai multe obligații instituite de această lege în sarcina instituțiilor publice. Una dintre ele este, spre exemplu, cea referitoare la acceptarea unor mijloace alternative de plată și aici mă refer la instalarea unor POS-uri în sediile noastre și pe calea aceasta chiar pot să vă dau o informație relativ nouă, în sensul în care atât în sediul Casei Județene de Pensii din Deva, cât și în sediul Casei Locale de Pensii de la Petroșani s-au instalat POS-uri și beneficiarii noștri pot face plăți către instituție prin acele POS-uri, deci cu cardul. Denumită generic legea dosarului Cușină, aceasta prevede eliminarea oricărui tip de dosar, instituția hunedoreană punând la dispoziția beneficiarilor tot ce este necesar pentru acordarea drepturilor. Nu se mai solicită dosare de niciun fel. Noi am pus la dispoziția solicitanților toate materialele de birotică pe care presupune un dosar de pensie, astfel încât și această obligație apreciez că este întru totul onorată de Casa Județeană de Pensii.